Îi mulțumim pentru că până în clipa de față El a fost cu noi și ne-a binecuvântat. Refrenul acestei cântări spune: Doamne, ai biruit mormântul și moartea ai învins. Mi-aduc aminte ce spune Asaf în Psalmul 50. Aduc ca jertfă mulțumirii lui Dumnezeu și cu alte cuvinte, gândul pe care vreau să-l avem cu toții împreună este acesta. În prezența lui Dumnezeu să stăm cu o atitudine mulțumitoare și să avem așteptarea ca Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să fie acel care să ne sensibilizeze și să ne deschidem în fața cuvântului Lui. Pentru că Dumnezeu e gata să toarne binecuvântări peste binecuvântări. De aceea, dacă cunoaștem cântarea, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și să avem, așa cum am spus, o atitudine potrivită pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Amin. Dragostea lui s-o primești, omule fiind înțelept ca să-l